încerc să mintim bine șezlongul, mă pun la soare, dar știți foarte bine că soarele dăunează pielii, dar și părului. Întotdeauna vara trebuie să avem grijă de podaba noastră capilară și să îl îngrijim așa cum trebuie. Mai degrabă ar fi să prindem părul. Atunci când stăm în soare, întotdeauna părul ne încurcă, mai ales dacă este lung cum este al meu, și atunci el trebuie prins foarte bine, nu cum îl prind eu în vârful capului, ci poate printr-o coafură deosebită care să ne pună vorba aia și frumusețea în evidență. Marian Capet a venit astăzi să ne explice cum am putea să arătăm bine, chiar și cu părul strâns, nu așa în vârful capului cum fac eu de obicei când stau acasă, ci poate printr-o coafură deosebită. Iartă-mă, lasă-mă să-l întreb eu ceva. Zi, unde ai fost tu aseară și ce ai căutat tu de m-ai chemat pe mine la petrecerea aia? De ce mi-ai scris tu? Vino la petrecere, vino, hai la petrecere. Înainte de toate. Eu îmi pregătisem speech-ul, să zic: Doamne Ilona, de când nu te-am văzut, de data trecută, de când ai venit la coafor îmbrăcată la cămășuță albă și nu mă dai de gol aici. Din cauza ta ispită sunt în halul în care sunt astăzi la emisiune. Că eu tu ai venit cu ideea asta. Tot eu sunt vinovat. Da. După ce că te-am băgat acolo să nu te plouă. Tot eu sunt de vină. Cred că a venit cu alt subiect tine aici. Lasă să ne spună pentru ce a venit mai bine. Nu-i dă păr atunci. Hai, că tot a venit să spună ce are de spus. Dar nu dă părul meu, că pe mine oricum trebuie să mă vopsești și n-ai nu știu cine te vopsește, nu mi-asum. Ia spune, cu ce ai venit azi și ce vrei să ne arăți? Ce facem? Cum facem să ne prindem? Stați așa, m-ați luat amândouă și dintr-o parte și din alta pe rând, că nu pot. Hai, răspunde-ne pe rând. Ce să vă spun, că așa cum tenul are nevoie de o rutină, corect, și părul are nevoie de o rutină. Întotdeauna avem rutina de vară și rutina de iarnă. Așa este. Vara... de vară, că suntem în vară acum. Vara, evident că avem nevoie de protecție solară. Corect. La fel ca și pielea, părul are nevoie de protecție solară. Avem nevoie de o îngrijire mult mai intensă, de o hidratare mult mai intensă, pentru că părul se usucă mult mai repede. Și atunci trebuie să avem grijă ca în momentul în care ne expunem la soare, părul nostru să fie foarte hidratat, să fie pregătit înainte cu produsele cu protecție solară și, evident, Să-l prindem, nu? Cel mai simplu. Să-l prindem, dar... Dar să nu-l prindem așa cum îl prind eu, că eu îl prind ca bucătăresele în vârful capului. Păi dar nu, și niciodată nu trebuie să-l agresăm. Părul întotdeauna trebuie prins cât mai lejer. Vara, dacă mergem la plajă, de exemplu, sau dacă stăm în curte, după caz, la plajă, nu trebuie să-l strângem neapărat cu un elastic. Eu îl agresez în fiecare zi, învață-mă, te rog, învață-mă. Nu trebuie să-l agresăm, pentru că altfel o să ajungi la implant ca mine. Ferească Dumnezeu! Ia, arată-mă! Da? Da. Okay. Arată-ne la... Ok. Bun, deci, tu ți-ai agresat părul, să înțelegem. Eu mi-am agresat părul până l-am schimbat. Așa nu. Eu am făcut schimbare de păr. Alții fac schimbare de sânge, fac schimbare de păr. Am înțeles. Bun. Deci, într-o coadă cât mai lejeră... De ce ai venit mai cu... Păi ați vorbit de agresat părul și mă gândeam că cel mai bine se întinde cu tigaia. Cu tigaia sau cu... Nu, părul se întinde cel mai bine cu tigaia. Cu ce? Am înțeles. Cu tigaia. Și are și urme de gril pe spate. Du-te și pune ceva, da, că vrem să vedem cum să ne facem părul vara asta, deci, ca să arătăm foarte demențial. Lejer, bun, într-un coc de balerină sau un coc spaniol, bun, dar lejer, da? Acesta se numește coc spaniol. Coc spaniol, da. Hai, leu. Un fel de, un fel de coc spaniol. Și având în vedere că eu am părul mai scurt și nu pot să-l prind în coc spaniol, ce fac? Îți pui o pălărie. Sau o basma. S-a rezolvat. S-a rezolvat. Întotdeauna când strângem, asta rețin eu, să-l strângem foarte lejer. Lejer. Niciodată să foarte tare. Evident, în momentul în care o să-i punem, pentru că el deja o să fie foarte, foarte hidratat, adică o să fie mai elastic, o să aibă mult mai multă elasticitate, iar în momentul în care îl strângi cu elasticul, el o să fie foarte, o să se simtă constrâns, evident. Și... Ia, ce ai făcut acolo? Mamă, deci nu vrei să știi, operă de artă. Adică nu o să poți să faci niciodată asta. Vai de mine, vai cât e de mișto. Nu? Mamă, ce tare e cocul ăsta. Mamă, dar cât de simplu e de făcut. Nu ai strâns doar părul puțin? Da. L-ai foarte, foarte, foarte lejer. Serios, foarte lejer. Tu chiar ai talent. Da, uite, spre exemplu, eu sunt genul de persoană căreia nu-i place să-i atârne păr aici pe ceafă. Eu vreau să-l prind mai în vârful capului. Mai ales când e foarte cald. Poți să-l prind mai în vârful capului. Hai să vedem mai sus. Nu, eu vreau să-l simt de aici, așa, da. Păi dacă da, ai venit ca să ne arăți că și mai jos și mai sus. La muncă, Ilona, te rog, ce faci? El muncește, dar asta nu este ora lui. El muncește după 12. După 12, după 1 muncește. El nu lua stare, că acum el abia s-a trezit. A făcut un efort. Încrederea, toată încrederea poți să ai, să știi. Deci putem să găsim tot felul de coafiuri. Evident. Care să ne pună în evidență,
dar care să ne salveze, iată, și atunci când ne este foarte, foarte cald. În momentul în care îl vrem mai sus, evident facem mai sus. O răsucită, asta e altă răsucită. Este aceeași răsucită, important este să se răsucească. Mai devreme spuneai și de protecție atunci când ieșim și expunem părul la soare. E bună și cea pe care o folosim atunci când folosim plăci și... Nu, și așa nu. Mai departe. Protecția termică este o cu totul altă protecție, care evident se folosește, dar eu nu recomand să folosiți nu știu, orice sursă de căldură foarte ridicată în momentul în care ne expunem la soare. Adică dacă vrem să mergem la plajă astăzi, nu ne îndreptăm cu placa, nu folosim ondulatorul, nu... Adică nu-i aducem un, adică nu-i aducem un aport de căldură. Renunțăm cât se poate. Evident. Și ne trebuie și o protecție pentru, pentru fetele care merg la mare și intră în apa mării, că apa e sărată, nu face bine părului deloc. Există și ceva special pentru treaba asta, nu? Există produse cu protecție solară UVA și UVB. Deci, practic, este necesar, exact cum spuneam mai devreme, ca și tenul, ca și pielea, în momentul în care ne dăm cu protecție solară, trebuie să avem un produs și pentru păr. Pentru că pielea, întotdeauna există o loțiune de după plajă care ne repară pielea, dar părul nu se repară la fel de ușor și din nou ajungem la implant. Glumesc. Și indicat ar fi să nu nici să nu-l mai decolorăm vara, cum am făcut și eu de data asta și nu cred că e de tocmai... Decoloratul, dacă este făcut corect, nu este o problemă. Da, bineînțeles, neapărat. Dar ar fi acum de preferat... să te faci brunetă prin vara. Bineînțeles că nu, dar gen să nu insistăm atâta timp cât ieșim la soare și ne expunem pe tot parcursul. Bun, din acest melc. Melc? Asta e un melc? Dacă vă duceți la plajă, la Saint-Tropez, nu știu cine pleca la Saint-Tropez mai devreme. Cine are bani, în fine? Nu noi. Putem să trecem un pic mai în fashionel, așa. Ia, că nu ne ducem la Saint-Tropez, cum ne ducem la Năvodari, de exemplu. Ok. Și facem un alt de... Și atunci facem... Ia. Ne jucăm cu baby hair-ul. Baby hair însemnând, da, că și eu am aici. Baby hair-ul însemnând părul ăsta foarte, foarte, foarte mic. Stai, că mie nu mi-a plăcut ce am auzit aici. Nu mi-a plăcut ce am auzit. Păi cum adică, ce are Năvodari? La Năvodari nu-ți faci părul fel. La Năvodari nu fac baby hair? Ăsta nu-mi pun? Nu, la Năvodari te duci cu băzmăluță. Cum e la Năvodari care e acum vorba aia? Nordum. Adică vrei să spui că îi scoți zufii, păi, aceștia, da, ca să arată mai elegantă, nu? Stați un pic, aveam o discuție. Am încurcat Năvodariu cu o altă stațiune, căutam o stațiune mai așa, mă scuzați. Unde e Năvodari? Unde e Ilona? Spune-mi. Iartă-ne pe noi că te-am inoportunat. Ce bine că ai venit și ne-ai arătat să ne facem coc, o să ne protejăm foarte bine vara asta de razele UV. Și ce faci, dai și fixativ. Ce bine că ai venit că ne-ai arătat cum să ne facem coc. Da. Ai venit, îți mulțumim, o să avem o vară demențială, iar părul nostru o să fie super hidratat. Îți mulțumim, să ai o zi minunată. Cam învățam mai. Ajungeți ca el, nu vă puneți implant. Să nu faceți cocuri la televizor. Hai să ne întoarcem după scurtă pauză. Uite, melc. Că uite, ți-ai aranjat și părul și noi poate ne face și nouă un coc.